Lasă-mă, mă, tu știi ce înseamnă blefaroplastie? Ceva cu... modifici ceva? Modifici ceva la ochi, să iau grăsimile astea de aici, pungile, știi, și practic ți se belesc ochii. Tu știi că blefaroplastia a fost cea mai solicitată operație estetică de către bărbații români în 2021. Pentru femei să nu-și mai să-și belească ochii să-și și belească să aibă multe plastic. Exact, exact. Să-și belească ochii mai ușor în timp ce vin de la cumpărături. Bună seara și bine v-am găsit. Cum stați cu blefarologia, blefaroplastia? Beliți ochii mari așa? Păi doar factura vine destul de mare. Nu mai trebuie să belești ochii în 2022. Pe de altă parte, nici nu trebuie să belim ochii ca să citim o carte. De ce? Cu 6% dintre români care au citit o carte în ultimul timp, suntem pe ultimul loc în UE. Uac, 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 uac. 6% dintre români mai citesc o carte. 94% însă sunt experți în Facebook. Medicină, jurisprudență, medicină alternativă, sănătate, well-being, well-being. Bă, las-o dracu, pe ultimul loc l-a citit normal. La Ministerul Culturii, cine e secretar de stat și expert? Mădălin Voicu. Urmează să vină și Nuțu Cămătaru, dresor de lei. Cine e dresorul de lei acum? Factura la electrică. De ce? Trebuie să o plătim să nu ne fie frig la poponeț. Ha, 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 ha. Pe ultimul loc, în UE suntem și la consumul de săpun. Mă rog, noi în Ardeal mâncăm slănină, ceapă roșie și bem pălincă, nu consumăm săpun. Dacă ai idee, dar nu îi învinuiesc pe român, departe de mine gândul, mulțumesc, buymeacoffee.com/nicubendea, departe de mine gândul. Cu frigul ăsta mai oprești căldura, mai oprești apa caldă. Cui dracu-i vine să intre la duș, la apă rece, nu? Pe ultimul loc, în UE, la citit cărți și la consumul de săpun. Eu aș face o campanie, dacă aș fi la guvernare, aș face o campanie. Săpun mâna pe carte. A? E grea asta? Da, să pun în două cuvinte. Să pun mâna pe carte, că pe ce să mai pune mâna în ziua de azi? Deși seară, vă reamintesc astăzi, dragi soții, astăzi este Ziua Internațională a Soțului. Aveți grijă de soți, că pe ăștia îi aveți în afară de amanți. La bine și la rău, soțul e pe capul tău. Și tot azi e Ziua Internațională a vămilor. Deci, dragi soții, dacă n-ați luat niciun cadou de Ziua Internațională a Soțului, pe soț de seară puteți să-l vămuiți, să-i verificați Vama. Portofelul. Da. 26 ianuarie, pe vremuri, era ziua conducătorului iubit. Săracul Nicu Ceaușescu, Nicolae, Nea Nicu, Ceașcă. Și toți îl vămuiau, nu? Da. Toți îl vămâia și el ne vămâia pe toți. De asemenea, astăzi îl aniversăm și pe Iuliu Merca, ar fi împlinit frumoasa vârstă de 78 de ani. Iuliu Merca de la Semnalem, vă las, nu vă mai rețin, dar promiteți că după ce vă uitați la acest clip pe YouTube, căutați mai departe Semnalem povești la gura sobei, cei care aveți posibilitate de încălzire acasă.